Dragi buzoieni, este 1 decembrie 2021, Ziua Națională a României. Această Zi Națională a României este legată de acea dată extraordinară pentru poporul român, 1 decembrie 1918, când la Alba Iulia am avut pentru prima dată o Românie mare, o Românie reîntregită. Dar acel moment n-ar fi fost posibil, n-ar fi fost întreg, dacă buzoianul nostru, Alexandru Marghiloman, prim-ministru al României la acea dată, n-ar fi făcut posibilă unirea Basarabiei cu România. Trebuie să fim mândri că suntem buzoieni, trebuie să fim mândri că suntem români, pentru că Buzău a contribuit prin eroii săi foarte mult la această Românie mare. Avem cel mai mare cimitir al eroilor cu eroi necunoscuți din România și acești eroi sunt mărturie a ceea ce s-a întâmplat cu Buzău în istoria României. Vă doresc la mulți ani, vă doresc multă sănătate, trăiască România!